Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. Astăzi voi lucra o cutie decorativă din carton pe care îl voi reutiliza. Este carton cu o grosime de 2 mm. O cutie decorativă pentru plicuri de ceai. Sunt produse pe care le consumăm, care au o prezentare foarte bună și o calitate bună, dar care până la momentul în care se termină stau într-o funguță la modul acesta, da? Și tocmai asta m-a inspirat să fac o cutie și pentru viitor, să o am. Plicurile din ceai au o formă foarte interesantă, o formă de piramidă triunghiulară și iată că inspirația mi-a venit pe loc să fac o cutie pentru aceste pliculețe de ceai foarte delicate și gustoase în formă de piramidă triunghiulară. Așadar, pentru a realiza această cutie am să folosesc carton. Practic reutilizez carton de la ambalaj, așa cum v-am obișnuit. Mai am nevoie de sfoară, scotch, cutter pentru a tăia cartonul, creion, silicon, foarfecă și riglă. Să ne apucăm de treabă. Ca să realizez această cutie, am nevoie de dimensiuni.